Ministerul Voluntarul de Mediu, dintre toate cele în care vă spun acum, este important și necesar să conștientizăm cu toții că energia consumată are un preț asupra planetei și un dat major. Earth Hour este nu doar un gest simbolic de a stinge lumina pentru o oră, ci reprezintă pentru noi toți o invitație de a schimba lumea în mai bine. Primăria municipiului Bistrița pentru acest eveniment deosebit, care are ca scop principal tragerea unui semnal de alarmă cu privire la una dintre marile probleme ale omenirii, poluarea și implicit încălzirea globală. Le mulțumim că datorită lor, acestor colegi, Bistrița a fost aleasă capitala Earth Hour, alături de satul mare și Timișoara. Așadar, este o mare bucurie să văd atâția sportivi, atâția cicliști și îmi dau seama cât de necesare sunt pistele pentru cicliști pentru municipiul Bistrița, pe care le vom avea într-un număr mare de kilometri în următorii 2 ani. Așadar, dragi bistrițeni, dragi copii, haideți să stingem lumina pentru sănătatea planetei, pentru noi, pentru un viitor mai bun al nostru și al tuturor viețuitorilor de pe acest pământ. Începem numărătoarea sau să vedem cum este cu timpul. Numărăm împreună? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vă urez tuturor succes în turul ciclist și ne vedem peste o jumătate de oră. Ca de obicei, sentimentul este unul special în acest moment, pentru că iluminatul public s-a oprit, s-au stins becurile, s-au stins luminile, bineînțeles, au rămas aprinse doar cele pe care le purtăm noi. Atenție, nu plecați încă, ne așezăm. Felicitări, domnul, felicitări! Bună ziua, bună seara, adică. Al început și spectacolul Bulbunțelor cu voluntarii Asociației Cercetați și Difuzări.